Numărul 13. Meditam să-ți dau un număr cât mai mic. Dă-i pe 1. Și să fie noroc. Hai cu 1, hai cu 1, hai cu 1. E ok. E ok. Ah, am chiar un da 6. Da, mamă, mamă, mamă. Apă că și 10.000 sunt bani. Eram sigur că o să zici asta, Pavel. Ah, ce mă oftic. Ei, e un joc de noroc, ok. Pe intuiție, pe ghicit. Da, vă rog. 4.444. Mulțumesc. Cea de-a șasea ofertă este 3, de 3.333 de lei. Chiar se distrează, îmi place, îmi place. Da, păi acum chiar intr-o... apreciez. Acum e într-o stare bună, hei, hei, hei. Ai făcut prăpăd acolo, da, da, știi? Da. Păi nu e niciun salariu. Ce erau la emoții? Nu te uita la mine. O să te consulți. Cred că am mai multe emoții decât tine. Da, dar îți mai trece. Da, o să te consulți mai vin, cu, mai pleacă. Cu cine vrei. Sunt foarte emoționați colegii aici, îi văd da. Așa. Da, eu nu mai pot. Oh. Deci că sunt eu acolo. O să fii și tu. 3.333, batem palma? Nu, mergem mai departe. Mergem mai departe, în runda 7 deschidem o cutie. Da. Nu prea sunteți de acord, nu așa? Ba, da. Nici eu n-aș fi fost de acord de acolo. Dar de aici lucrurile sunt un pic altfel. Păi bun, hai să ne încercăm norocul și să deschidem cutia cu numărul 10. Gabriela, că tot avea emoții. Acum nu mai am, știi? Adică e bine, Gabriela, că tot avea emoții. Aia cu, ia cu. Acum... Nu mă abțin dacă e tip. Hai că de bine, hai că de bine. Hai, te rog, te rog, te rog. A, nici nu vreau să mă uit. Hai că e bine! Bine! Nice, până, nice, drăguț. Până vine oferta băncii, eu zic să o lăsăm pe Alexandra să te întrebe ce vrea să te întrebe. Mico, e eu în momentul în care consider că sunt tensionată sau nu-mi găsesc răspunsurile necesare, prefer să mă exteriorizez prin limbajul trupului și anume dansul. Motiv pentru care te provoc în fața noastră să te exprimi prin limbajul trupului și ulterior să dai frâul liber intuiției tale. Adică trebuie să dansezi? Exact. Când vorbește pe limba mea, te rog. Treci la dans. Împreună. 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 Bine, hai. Perfect. Hai. Armenească să fie. Nu armenească, altceva. Orice, Latino, altceva. În zona asta. Îmi tremură picioarele. E, hai să dansăm. Să vedem, ce, să vedem ce ne punem. Primăvara. Eu zic să ne facem și intrarea, nu? Hai. Așa, ca la o competiție. Accept. DJ. Nu, muzic. De acolo, ne de unim acolo. Aici. Așa, 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 dar ce vorbim, hei. A, tiri! A, tiri! You ain't nothing but a dog, player, I get it. Frog, player, I get it. Understand, understand. When you with the man, you with the man. You ain't nothing but a dog, hot dog, hot dog. You ain't nothing but a player getting violated, running that whole whip. Two fingers up, one down with my toes ten. Flewed out my boobs, I'll put a cork in it. Love it when you be crying out when I'm corseted. I don't think you gon' make it. Do not let me start raging. I'm losing my patience. This ain't staying in Vegas. There's more sides to the story, I'ma tell everybody. Had your ass in courtside with your arm around me. Had your ass in first class with your burnt ass out in Abu Dhabi. Could've been what we should've been, but you lost me. Ce frumos. Ce moment frumos. Da? Mersi frumos. Bravo. Bravo. Bine, Alexandra. Ai, ai, ai. Bun, m-am întors. Sună banca. Sună. Sună banca. Asta însă și dumneavoastră. Asta zic. Mulțumesc. Hai. Greu. Păi da. Cea de-a șaptea ofertă pentru tine. Bani garantați cu care pleci acum acasă.
4.999 de lei. Cincizeci-cincizeci. Șansă ca cei 10.000 să fie aici sau un ban. În momentul de față ți-a făcut o ofertă la jumătate. Ce emoții au colegii mei, mor. Păi trăim cu tine, măi, Bico, da. Măi. Cu tupeu. Revinu-ți. Sau iei bani sau intri în istorie. Eu nu intru în istorie pentru că noi facem istorie în fiecare zi, deci... Voilà. Vorba lui Cosmin. În istorie oricum intru și dacă iau un ban, cum să nu intru în istorie și acolo da. În istorie. Da, o să fiu rațional, să fiu rațional. Hai, am un ban aici. Fă ce simți. 4.999. Fă ce simți. Riscă-te. Fă ce simți. Fă ce simți. Da, nu, că place să aud. Îți place să așa și tu oricum faci ce vrei. Raul ar lua. Micu gândește. Raul ar lua. Și dacă mă risc? Deci, ideea în felul următor. Este un joc de noroc, de intuiție, cum vreți voi să o numiți. Am șansa să iau 5.000 și să mă duc acasă. Și să nu joci până la capăt. Și să nu joc până la capăt. Am șansa să risc să plec cu un ban acasă. Literalmente. Sau cu 10.000. Batem palma. Un minut și mă hotărăsc. Un minut. Îți vine să riști. Asta e. Când ești aici, îți vine să riști. Când ești acolo, mergi cu un pătat. Dacă ești joc de noroc, îți plec cu un ban acasă și nu batem palma să fie cu show. Bine, nu batem palma! Wow! Să riscăm! Să riscăm! Am rămas cu două cutii în joc. Ne jucăm, nu? Că ne jucăm acum. Hai să ne jucăm până la... La, 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 la... Ce cutie deschidem prima? A mea, îți dai seama că e a mea. A ta prima? Da, pe ea mea. Un ban sau 10.000 de lei?